Salut lume! Da, după cum știți, azi este joi și da, știți ce se întâmplă joi, vine vlog nou, da, este ora 12 și da, Vlad trebuie să posteze, da, astăzi m-am gândit pentru că după cum știți că eu tot timpul sunt spontan și nimic la mine nu e programat, astăzi ce credeți? Aleluia, o să-mi schimb culoarea părului din nou, pentru că acum o lună și un pic s-a întâmplat un alt procedeu cu schimbarea culorii mele din păr. Deci azi o să vă iau cu mine și o să vă arăt cum mă vopsesc eu în carantină cu o vopsea profesională sau cu o vopsea tip magazin. Dar la mine este profesională. Da, să începem. O să vorbesc în oglindă pentru că eu în oglindă lucrez și atunci o să mă vedeți în oglindă și lucrând. Deci da. În primul și în primul rând vreau să vă prezint. Aceasta este vopseaua, este un tub de culoare și oxidantul pe care o să îl pun în acest castron și o să încep să amestec și o să iasă. Acum începe procesul. În primul și în primul rând eu mă dau cu o cremă, oricare ar fi ea, mă dau aici pe... îmi fac contur, cum ar fi, fiind vopsea, pătează și atunci prefer să nu rămân cu pătă și să... o crema asta oricum e cremă de față și intră în piele, nu e nicio problemă. Da. Ca și idee, trebuie să vă formați un contur. Și da, nu contează ce culoare e crema, că să fie bine să dați și pe urechiușa. Wow, cam așa a ieșit culoarea. Mie mi-o place, adică chiar mă definește. Și da, cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați, să dați share pe story și eu vă repostez Vlad Daionic pe Instagram. Deci da.